Campania Eu aleg România continuă cu 100 de povești de aur ale sportului românesc, iar astăzi vă propunem să ne reamintim de un trăgător de excepție, Ion Dumitrescu, cel care reușea la 8 ani după triumful istoric al lui Iosif Sârbu să câștige pentru țara noastră o nouă medalie de aur la Olimpiadă. Tirul este sinonim cu precizia infinitezimală. Este sportul care reclamă, din partea celor care se încumetă să-l practice, o concentrare desăvârșită și un autocontrol ieșit din comun. Trăgătorii de elită au vedere de vulturi și o capacitate incredibilă de a-și coordona mișcările, chiar și cadența respirației putând face diferența dintre o țintă perfectă și o ratare răsunătoare. Această disciplină a produs, de-a lungul timpului, mari rezultate pentru sportul românesc, tirul aducând chiar prima medalie olimpică de aur pentru țara noastră, prin Iosif Sârbu, la Helsinki, în 1952, o performanță uriașă repetată la proba de pistol viteză, patru ani mai târziu, la Melbourne, de Ștefan Petrescu. După aceste rezultate istorice, România avea să mai aducă în atenția lumii un țintaj redutabil, Ion Dumitrescu, un sportiv care, după antrenamente interminabile la proba de tale retrap, a reușit să-și desăvârșească stilul de tragere și concentrarea, frizând perfecțiunea și depunându-și candidatura pentru un loc pe podium la Jocurile Olimpice. Și, în anul 1960, se putea vorbi deja despre o veritabilă școală românească de tir. Trăgătorii noștri reușind să învingă constant reprezentanții țărilor cu tradiție în acest sport la cele mai importante competiții ale lumii, după cum remarcă și conferențiar universitar dr. Costin Nanu, prodecanul Facultății de Educație Fizică și Sport a Universității din Craiova, cel care ne reamintește cariera prodigioasă a campionului olimpic de la Roma, Ion Dumitrescu. El s-a născut în București pe 18 august 1925 și s-a remarcat destul de târziu pe plan extern, deși competiția internă a dominat tot timp de 14 ani la rând, fiind campion național în toată această perioadă. Mai mult decât atât, în 1955 a reușit să obțină și un record, ca să spunem așa, reușind punctajul maxim 100 de talele din 100 posibile. Primul, primul succes important l-a obținut în 1958, când alături de echipa de skit s-a clasat pe locul 3 la campioatele mondiale însă performanța lui maximă rămâne așa cum am spus titlul olimpic obținut la Roma în 1960 deși a pornit din poziția de, de outsider mai mult decât atât după, după calificări sportivul nostru se afla pe locul 11 însă a reușit să facă o finală senzațională reușind să depășească toți concurenții și în primul rând reprezentantul gazdelor, care era și favoritul probei, Galiano Rosini. La Roma, bătălia pentru aur la proba de tale retrap a fost incredibil de strânsă, diferența dintre primii trei clasați fiind de doar două puncte. Ion Dumitrescu reușind 192 de puncte, Galiano Rosiniu 191, iar rusul Sergei Kalinin 190 de puncte. Ion Dumitrescu a mai participat și la următoarele trei olimpiade, dar nu s-a clasat niciodată mai sus de locul 5, România trebuind să aștepte 20 de ani până la un nou titlu olimpic la tir, obținut de Corneliu Ion la Moscova în 1980. Performanța fantastică realizată la Roma îi asigură însă lui Ion Dumitrescu un loc de prim rang în panteonul sportului românesc și în galeria de mari performeri Eu aleg România. Precum Ion Dumitrescu, fiecare sportiv are o poveste în spatele căreia se află talent și ani de muncă, sacrificii și perseverență din dorința de a fi cel mai bun. Iar aceste povești le aflați de la noi, ascultând programele studiourilor regionale sau vizitând site-urile și paginile de Facebook și Twitter ale posturilor Radio România Regional.